Am văzut ceva pe Facebook acolo, ne tot ameninți cu binele. Cu binele, da. Suntem noi sătui de bine, acum mi vine și Iulia și nu mai bagă binele forțat. Despre ce este vorba? Va, este un proiect care mi-e atâta de drag și care știu că o să fie bine cu el, pentru că eu cred în el. Asta e cel mai important, să cred eu în el. Radio de Bine se numește, este un studio de radio chiar aici, în spatele tău se face, ai văzut. Suntem la faza de șapă, betoane, deci asta este stadiul în momentul de față. Și pentru că din toată nebunia asta din care am învățat eu, radio, televiziune, presă scrisă, radio rămâne dragostea mea, asta este clar, mi-am dovedit-o. După cum cei care mai urmăriți așa din când în când Prăjitura cu Piper, cred că v-ați dat seama că din, cel puțin din podcastul cu Marian Gruștor, că am așa o tendință bolnavă de a aduce radio în prim plan. Da. Evident, video kill the radio stars, dar văd că radio stars nu se lasă. Radio a fost și radio. Rămâne radio. Marea dragoste. Și la tine, nu? Și la tine, vezi? Păi ar fi, dacă m-am face ordine, radio, televiziune, ziar. Asta e ordine la mine. Și atunci m-am adaptat și mă adaptez la vremuri și va fi un radio online, un radio de bine și totul va fi transmis online pe Facebook, pe site-ul Radio de Bine, pe Instagram că și sunt niște LinkedIn. Feed-uri unde da, se mai da. Poate intra. Și acum sunt la faza la care lucrăm la studio, să zic și de studio? Da, te rog. Pentru că am visat acest studio înainte să după ce am luat decizia de ce vreau să fac, m-am dus să văd niște spații. Am văzut niște spații mari, mai mici și de fiecare dată ieșeam și strâmbam din nas pentru că nu îmi inspira nimica. Deci trebuia să-mi dea mie un sentiment că aici poate fi făcut ceva. Știi cum spunem noi în momentul în care, acum așa, nu vorbesc de tine, vorbesc de mine că sunt câine bătrân, în momentul în care intru într-un loc, trebuie să-l miros. Trebuie să miros. Așa am pățit eu aici. Și după ce am văzut mai multe spații, suntem pe terasă la Casa Verona, cu strada Alberberga numărul 18. Ei, în spate la Casa Verona este o fostă magazie. Acum pot să spun că deja e fostă magazie. Am intrat acolo, o magazie. Vreau să te gândești că s-a scos arhiva de acolo 2 săptămâni, câtă arhivă a fost și cărți vechi. Deci a fost o magazie, o arhivă de fapt. Da, exact. Și mirosea a vechea. Ei, în momentul în care am intrat acolo, mi-a mirosit a radio. Și mi-a zis doamna care era atunci cu mine și a zis, doamne, nu pot să cred așa ceva. Ba da, mie mi-a mirosit a proaspăt, mi-a mirosit a lemn, a verdeață, a microfoane. Asta mi-a mirosit mie și a zis, gata, aici. Păi ești sigură că trebuie să scoatem arhiva, gata, aici, decizie finală. Ei, și m-am înhamat la un credit, că asta este situația și mi-asum și am curajul să fac lucrurile acestea, o investiție destul de mare pe care eu girez. Și mi-am dorit ca acest radio să fie așa cum îl văd eu și cum îl simt eu. Să fie foarte mult lucru manual, va fi o combinare între lemn lucrat manual, piatră și verdeață. Foarte multă verdeață. Adică, și totul adică transmite un pic a bine. Așa pe implicarea omului prin acest handmade care va, exact, va îmbrăca studioul și până la urmă tot partea umană îți aduce inspirația handmade-ul e mai aproape și acum sper să găsești și ceea ce povesteam adineaur, resursa umană cu care să lucrezi. Da, într-o primă fază am mâna dreaptă, cum spuneam, Paul Ionele. A treia Paul, oară îl salutăm. Paul Ionele. Bă, Paul, pe așa. Bune acum. Este un om cu care am lucrat la Realitatea, pentru că vezi cât de important e să iei câte o lecție din trecut, să-ți păstrezi relații cu oameni care te țin minte cum ai făcut și așa mai departe. Cu Paul ne-a reintersectat după o grămadă de vreme, am lucrat foarte bine și la Realitatea. Și din start i-am spus ce vreau să fac, am avut chimie și am zis la treabă. Și el este și l-apreciez foarte mult. O să vedeți un video cu Paul pentru că vreau să-l promovez. Eu vreau să-mi promovez oamenii valoroși. Ei merită să fie aduși în față pentru că fără ei nu pot. M-am gândit acum așa, povestind cu Iulia, hai la mine că-ți dau dublu.
Da, bună, bună asta. Vezi, asta înseamnă un om bun. Asta înseamnă un om bun. În momentul în care e la cineva și hai la mine că-ți dau drumul. Asta înseamnă, înseamnă că este un om valoros. Și, și dacă o să fie un om cu caracter, va spune nu. Și este și. Și este și un om cu caracter. Și el mi-a făcut provocarea, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Lasă-mă să fac eu cu mâna mea. Mi s-a părut foarte tare. Bun, hai să mergem așa. E un tipicar. Și, da, și noaptea, am zis și noaptea la 3, dacă e nevoie, sună-mă și trimite. Și îmi trimite poze. Și... În ansamblu deja am pornit. Noi sperăm ca în... Toamnă înseamnă septembrie-octombrie să fie și lansarea oficială. Sunt în negocieri cu colaboratorii, deci deocamdată nu dau alte nume, dar sunt în discuții. Și treptată echipa va porni în octombrie cu o mână de oameni, după care vedem pe parcurs ce se întâmplă. Da. Eu cred că am acum feeling-ul ăsta de a... selecta oamenii chiar care mi se potrivesc și mie, că asta e extrem de important. Adică, băi, muncim cot la cot și să fim pe aceeași lungime de undă. Radio de bine este deja... Chiar dacă va emite pe online. Va emite pe online, e bună asta. Da. Va fi... deja este înregistrată marca la USIM, pentru că lucrul ăsta mi se pare că îți dă o seriozitate și notorietate și mi-am dorit să fac treaba asta. Și de ce radio de bine? Pentru că avem nevoie de bine. Uite, de exemplu, de rău ne-am săturat. Și una dintre emisiuni, Afaceri, Oameni și Valori, este o emisiune la care eu țin foarte mult. Pe partea de business îmi doresc ca antreprenorii să-și promoveze oamenii, pentru că oamenii de valoare trebuie promovați. Antreprenorii nu își promovează produsele? Produsele, oamenii, pentru că produsele sau serviciile ies pe piață datorită oamenilor. Și apropo de asta, știi că avem în Bistrița oameni care lucrează într-o firmă de 25 de ani și n-au plecat de acolo? Da. Se pare un lucru excepțional. Nu sunt foarte mulți oameni, dar sunt asta înseamnă că acolo există... Sunt niște oameni care și-au început cariera într-un loc și au ieșit la pensie tot de acolo și asta cum. Da, și... Proeb, să rămână! Da, Master Prod, că de Master Prod era vorba. Da, lucruri din astea și o să fie lucruri frumoase din comunitate. Noi ne adresăm atât în Transilvania cât și în Bucovina, ăsta este publicul țintă. Chiar dacă, o să vedeți titulatura proiectului, bine, este cu B mare, I mic, N mare, E mic. Binele care pleacă din Bistrița Năsăud, care așa. Pleacă din... Ai concentrat totuși, ai și principiul localismului pe care l-am învățat. Da, bineînțeles. Păi, în primul rând să știi că, indiferent câte probleme au fost la noi, eu sunt foarte mândră cu județul nostru. Eu sunt foarte mândră. Sunt foarte mândră pentru că avem un județ atât de frumos și niște oameni așa de gospodar și meșteri popular și câte ne avem în județul nostru. Deci e clar că județul nostru merită să fie... Atât de multe avem încât cei care au câte ceva nu-și dau seama ce au. Da. Și atunci, de aceea am zis că binele care pleacă din Bistrița Năsăud, de aici poate să fie răspândit și... De aici pornește întreagă aventură. Dacă mai multe, ce să vă zic, că încă lucrăm, strategia de afaceri este gata, dar încă se lucrează la oferte, la multe, foarte multe, la program, la... Tehnice, da, exact. Dar asta este. La noi parcursul. O să fie, la noi, la radio, de bine, o să fie totul pe pozitiv și pe constructiv. Am înțeles, și ăștia negativiști ca mine n-au ce căuta. Nu, dar tu nu ești negativist, că și tu ești. Cum e? Că e, uite. Piperul, când pun piperul... Păi stai un pic, este și piper dulce. Este piperul roșu, o să fac o prăjitură cu piper în modul fizic. Așa. Există rețetă și am și persoanele care sunt dispuse să... Nu să fac eu, să facă ele pentru mine această prăjitură cu piper. E vorba de Nina Rus și Elena Rus. Ce frumos, vă salutăm! O să fac și prăjitura cu piper. Super, atunci. Zgaibo, Iulia, dragă, îți doresc succes. Mulțumesc din suflet. Îmi întorci invitația la radio. Cu siguranță o să vină la radio. Am
Am știu că îți place radio. Am făcut sezon de prăjitura cu Piper, a fost la Radio Someș și am retrăit cu mare plăcere emoția. Înseamnă că și tu mă înțelegi pe mine ce înseamnă prima dragoste, ca să spunem așa, în presă. Da. Și cu siguranță o să vii la radio de bine. Acum te-am adus printre betoane, îmi doresc data viitoare să te aduc direct în studio, care să fie gata așa. E foarte bine că m-ai adus, o să văd progresul. Da, da. Oricum va fi un video, să se vadă cum o pustă magazie se transformă într-un studio de radio luminos și plin de bine. Mulțumesc.